După 5 mandate consecutive și 20 de ani la conducerea primăriei Cordun, Adrian Diaconu a pierdut bătălia pentru încă un mandat în fața contracandidatului său, membru al echipei PNL, Adrian Ciobanu. Mi-au demonstrat că au încredere în mine, eu îi mulțumesc din sufletul meu. Sper din tot sufletul și mă rog bunului Dumnezeu să nu dezamăgesc nicio persoană din comuna Cordun. Sper din tot sufletul să fac ce am promis că voi face. Mă voi lupta din tot sufletul eu personal și echipa mea ca să facem cât mai multe lucruri frumoase pentru comuna Cordun. Adrian Ciobanu a fost viceprimarul comunei Cordun din 2010 și promite că va încerca să facă un alt fel de administrație și că dorește să nu dezamăgească pe niciun om dintre cei care l-au ales. Ca echipa din primărie să comporte ca niște profesioniști cu cetățenii comunei Cordun. Vreau ca cetățenii comunei Cordun să-și rezolve problemele în instituția asta în 5 minute. În 5 minute, absolut, în 5 minute.